Săptămâna trecută a avut loc evaluarea competențelor fundamentale la clasa a doua, iar de marți intră și elevii de a patra în febra examenelor. Evaluarea competențelor dobândite în ciclul primar la finalul clasei a patra va începe pe data de 26 mai cu proba la limba română. Ea va fi urmată pe 27 mai de proba la matematică, iar pe 28 mai de proba la limba maternă pentru elevii aparținând minorităților naționale. Ultima evaluare a competențelor, cea la clasa a 6-a, va începe în data de 2 iunie cu proba de limbă și comunicare. Pe 3 iunie va avea loc proba la matematică și științe ale naturii. Timpul de rezolvare va fi de 60 de minute. Sălile în care se susține examenul național sunt de regulă cele în care elevii clasei își desfășoară activitatea în mod obișnuit. Acestea sunt adaptate în prealabil după caz, în funcție de testul planificat, prin eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influența pe elevi în timpul administrării evaluării. Potrivit metodologiei fiecărui elev, îi se distribuie testul din ziua respectivă, pe care își scrie numele, prenumele și unitatea de învățământ. Înregistrarea și monitorizarea timpului de rezolvare a testelor se face de către un cadru didactic numit administrator de test. Pe durata evaluării, administratorul de test asigură respectarea ordinii și a liniștii în sala de clasă. Durata alocată rezolvării testelor de evaluare este de câte 60 de minute pentru fiecare test de la clasa a 4-a și de la clasa a 6-a. La nivelul Argeșului sunt circa 15.000 de elevi așteptați să participe la evaluările de la clasele a 2-a, a 4-a și a 6-a. Evaluarea testelor pentru fiecare dintre clasele a 2-a, a 4-a și a 6-a se finalizează în termen de cel mult 7 zile de la data susținerii ultimului test de la clasa respectivă, iar rezultatele individuale obținute la examenul național nu se afișează, nu se comunică public și nu se înregistrează în catalogul clasei.